Consilierii județeni au aprobat în cadrul ședinței ordinare de la finele lunii iulie proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și a studiului de oportunitate. Consilierul județean din partea Pro-România, Virgil Dumbravă, a solicitat modificarea titlului proiectului, considerându-l greșit. Însă reprezentantul Consiliului Județean în Adie cu Aqua, Marius Fulga, a adus lămuriri. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și a studiului de oportunitate. Comisia Buget Finanțe a avut favorabil, nu sunt amendamente, discuții. Pentru proiectul numărul 11, cine este pentru, abțineri sau împotrivă? Pentru unul. Da, domnul Dumbravă, ascult. Domnule președinte, m-am uitat mai atent pe acest proiect de hotărâre și din acest proiect de hotărâre nu rezultă sub niciun chip ce se întâmplă. Se face o delegare din nou a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare? Se întocmește și se semnează un nou contract? La baza acestui proiect de hotărâre am văzut că există un studiu de oportunitate. După părerea mea, sunt niște hârtii semnate pe care scrie sus studiul de oportunitate. Nu are nicio formă, cum spune prevederea legală, un anumit conținut, anumite capitole. Cel mai important din acest studiu de oportunitate, în ghilimele și să rețineți lucrul acesta, este faptul că un capitol foarte, foarte important care ar fi trebuit să existe, legat de cheltuieli atunci când faci această delegare de serviciu sau o faci în gestiune proprie, nu există. Acel capitol în care să știm de ce facem lucrul ăsta, ce bani se alocă, de ce se alocă. Și atunci îmi pun legitima întrebare. Ce este cu acest proiect de hotărâre? Bănuiesc că în spatele acestui proiect de hotărâre există o motivație care nu ni s-a pus la dispoziție. Asta ar fi o întrebare. Stați să vă răspund la treaba. Domnul Fulga, vă rog frumos, răspundeți la prima întrebare. Sunteți de data aceasta în calitate de reprezentant în cadrul Asociației Dezvoltare Intercomunitare Ecoaco. Vă aduc la conștiință că hotărârea de astăzi este o urmare firească a hotărârii din ianuarie, în care dumneavoastră ați aprobat o listă a investițiilor care vor intra în patrimoniul Consiliului Județean Călăraș, urmarea implementării proiectului ce va fi finanțat prin programul operațional Infrastructură Mare. Acel proiect este cunoscut deja și discutat de mai multe ori, în valoare de aproximativ 260 de milioane de euro. Când se va implementa acest proiect, o serie de investiții vor deservi mai multe unități administrativ-teritoriale sau se vor afla pe raza unei singure unități administrativ-teritoriale. Legea spune că aceste investiții intră de drept în patrimoniul Consiliului Județean Județului Călăraș ca o unitate administrativ-teritorială dacă acesta este membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, așa cum este cazul nostru. Acesta este motivul pentru care ați aprobat această listă de investiții și astăzi am venit cu aprobarea contractului, în forma în care el a fost delegat și a fost semnat, pentru că nu putem delega din nou, doar că noi trebuie să fim parte din acel contract, pentru că proprietatea investițiilor o vom avea ca urmare a acestui contract și delegarea, darea în administrarea acestor investiții către operatorul regional Ecoaqua se va face în baza acestui contract. Așa cum ați observat în proiectul de hotărâre, împuternicim și noi, ca și ceilalți membri din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, președintele asociației să semneze în numele nostru contractul. Aceasta ar fi un prim aspect. În privința celui de-al doilea aspect, referitor la valoarea serviciului, noi aprobăm doar un studiu de oportunitate care ne spune dacă este oportun să îl delegăm către un operator sau îl putem opera noi printr-un serviciu propriu dacă l-am avea. Studiul de care vorbeați presupun că se numește o analiză cost-beneficiu și nu a fost parte din această documentație. Este parte din documentația de atribuire, acolo când s-a făcut în 2006, dacă nu acela fost în mulțumesc. Dacă îmi permiteți, în documentația care s-a pus la dispoziție, mi s-a pus un studiu de oportunitate care este parte integrantă din acest proiect de hotărâre. Nu ce spuneți dumneavoastră. A doua problemă. Acest contract, conform un proiect de hotărâre, acest contract de delegare a serviciilor este în conformitate cu legea 50. Domnul Dumbravă, adică nu, ce puteți în legea 50 când dumneavoastră sunteți cu delegarea
de gestiune pe teritoriul județului Călăraș a unei investiții pe fonduri europene viitoare. Este greșit. Vreau să vă spun că este greșit. Domnul Dumneavoastră, acest contract, dar nu punct de vedere dacă există nu e greșit. Vă rog să mă, dar nu să ascultați. O secundă. Să dacă dumneavoastră ați încadrat deja că e greșit, trebuie să argumentați ce e greșit. Domnul, lăsați-mă să vă explic. Trebuie să spun că este făcut de o greșeală în urbanism. Ce căutați în urbanism? Domnul președinte. Legea 50, legea urbanismului. Ce căutați în urbanism la fonduri europene? Domnul președinte, este o greșeală. Și îl rog pe domnul Fulga să ne, să ne explice de ce se numește contract de delegare de gestiune a serviciilor. Pentru că sunt două servicii, de apă și de canalizare. Bun. Și acest contract de delegare nu a fost cumva prin 2000 și ceva? Exact, domnule. Și acum ce facem? Îl refacem, aducem act adițional sau delegăm din nou gestiunea acestui serviciu? Îmi cer scuze, poate nu a fost păi nu, păi, te rog frumos. Eu am înțeles foarte bine. Ce facem? Delegăm din nou, delegăm din nou acest serviciu? Adică facem din nou procedura? Tocmai asta am explicat. Păi schimbați titlul, domnule, schimbați titlul acest, la acest proiect de hotărâre, că nu e bine ce ați făcut. Dacă vreți să vă spun, spuneți când pot să intervin. Adică, vă rog frumos, sunt lucruri la care zic că ne pricepem puțin. Și nu sunt... Nu sunt aberant în ceea ce spun. Domnul Consilier, vă respect punctul de vedere. Problema e să mă faceți și pe mine să înțeleg. Ce doriți? Deci noi la momentul ăsta, pentru să putem să punem documentele pe care le solicită, da? Autoritatea de management din cadrul Ministerului Fondurilor Europene ne cere aceste documente. Eu acum, prin toate delegările pe care le avem reprezentanții în adunarea generală, în Consiliul de Administrație, încercăm să venim în fața dumneavoastră a Consiliului Județean să dăm aceste aprobări de delegare de gestiune, așa cum le solicită ei. Ăsta e programul POIM, spune delegarea de gestiune de către Consiliul Județean, că investițiile care vor fi făcute pe teritoriul județului Călăraș intră în proprietatea... Ceva, domnul președinte, aveți dreptate, eu am înțeles esența și aveți dreptate, dar este greșit și cum au pus problema, ce au scris aici. Dacă ele spune pe fonduri europene să mergem într-o direcție, noi respectăm direcția care ne se spune de la autoritatea de management. Pentru că Jasper nu e cel care ne-a dat... Nu s-a aprobat un contract de delegare a serviciu, s-a aprobat un contract de administrare sau de darea în gestiune a anumitor investiții. E altceva. Că nu le avem încă. Nu le avem. Că nu le avem. Urmează este să le asta vreau să spun că este, da, o propunere, este, are o propunere. Este greșit ce s-a scris aici. Nu, dar e o propunere? Nu, dacă am vrut să... De când să fac o propunere? Este greșit. Dacă vreau să spun, într-adevăr, aveți dreptate în ceea ce privește vorba. Este destul de dificil de încadrat juridic. Tocmai de asta și nouă ne-a fost dificil să elaborăm acest proiect și să-l înțelegem în discuțiile cu autoritatea de management. Ei ne condiționează să facem parte din acest proiect de hotărâre pentru că va fi o singură delegare la nivel de județ către un singur operator pe baza contractului de delegare deja semnat din POIM, din postul de mediu, deci din proiectul anterior, atunci când s-a făcut delegarea către operatorul cu acționariat public, EcoAqua S.A. Astăzi, noi nu urmărim decât ca prin proiectul următor, investițiile care le facem, să le dăm acelui așa operator. Nu le putem da printr-o procedură separată. Nu putem face o licitație sau închiriere. Nici unul trebuie să faceți altfel. Pentru că ar putea să veni un alt operator național, și dau exemplu Raja Constanța, care să vine să liciteze acele investiții. Deci nu vor putea fi scoase la licitație pe un alt contract. De asta vrem să intrăm, să facem parte din acel nici contract. Nu putea să și așa are și logică solicitarea Ministerului. Și atâta timp cât până la urmă ei sunt cei care ne dau banii și ne solicită aceste lucruri, cred că avem mai puțin de discutat în relația cu ei. Nu aș vrea să mai intru în polemică decât un singur cuvânt. Nici nu se putea altfel. În momentul când avem delegat serviciu, acel societate care are primit delegarea și aceste servicii este obligată sau este obligată. Trebuie să facă toate investițiile. Nu se pune problema să facă altcineva. Legea spune lucrul acesta. Și cu asta am închis că n-are la murit, da? Da, da, mulțumesc. Cine este pentru? Se abține cineva? O abținere? Emia? Împotriva? O abținere. Cu 20 dați un total de voturi. 28 de voturi pentru și abținere. Bortejan nu e absent. Deci înseamnă că avem un vot online. Online.
unică de COVID, domnul președinte. Nu, avem o situație unică. Nu știu dacă avem un regulament. Nu avem un regulament. A plecat din ședința de plen și... Domnul președinte. Nu, ascultați. E o regulă pe care trebuie să... Dacă acum vom proceda la acest tip, la această cutumă apărută, o respectăm pentru ce înseamnă restul de mandat. Deci un consilier județean prezent în ședință se poate retrage și poate vota electronic. Sunteți de acord? Depinde de partid. Nu, că duceți la fel. Nu s-ar putea să nu fi în mijlocul ședinței. Cred că n-a suportat temperatura de aici și nu înțelege că e bătrân. O luăm ca și o cutumă viitoare. Dintre dumneavoastră are o problemă care apare chiar cu ședința. Poate să se retragă și să poată să voteze online. Sunteți de acord cu modul de a proceda pe viitor? Nu, o excepție. Nu. Trebuie o motivație, altfel s-ar putea să ne trezintem. Motivații scrise, dacă nu participă, la începutul ședinței. Acelea se iau în calcul. În timpul ședinței, să pleacă. Adică e ușor. Nu mai poate să votezi. E ușor să mă supăr pe dumneavoastră sau durează pe mine ce seama că mă ridic, plec și tot spatele, cum mai plecat și te culesc. Adică e delicată, într-adevăr, situația. E delicată, da. Trebuie dezbătută ca să punem cu toții toate aspectele și să le respectăm împreună. Adică nu facem diferențe acum că e de la partidul X sau de la partidul Y. Regula să fie pentru toți la fel. Da, domnul președinte. La vot ce face dacă... Domnul președinte, știți că noi am declarat de la începutul mandatului că suntem de echilibru. Permiteți-mi o soluție, să ofer o soluție de echilibru. Eu vă propun, până la următoarea ședință, da? Haideți să considerăm că colegul nostru, domnul Vârtejanu, a fost lângă noi până la finalul acestei ședințe. Da? Să vedem cum încadrăm într-o soluție rezonabilă până data viitoare chestiunea asta, pentru că este ușor, într-adevăr, să... Da? Deci nu se poate. Și să facem o modificare, un amendament la regulament data viitoare. Da. Păi vă propun fiecare parte să vedeți o modificare, da? Voteze până cum ar trebui Pușcaș să facă înainte de ședință scris. Nu mai votează, nu a fost la bani de Culescu, la fel a fost. Sunt de acord, domnule. Ok. De acord, mulțumesc. Atunci rămâne așa și pentru ședința următoare o propunere pentru modificarea regulamentului. Abținere, Eremia. Abținere, Eremia. 29 și o abținere, da? Proiectul numărul 11. Da. Proiectul de hotărâre numărul 11 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare a întrunit 29 de voturi pentru și o abținere. Proiectul de hotărâre a fost aprobat.